Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a criticat opinia preliminară publicată de Comisia de la Veneția, susținând că din punct de vedere juridic este extrem de subțire, fiind de fapt o opinie politică. O femeie în vârstă de 71 de ani din Moțăței a murit aseară după ce a fost lovită de un autoturism în localitatea Mofleni. Șoferul mașinii a fost la un pas să fie linșat de rudele femeii, ajungând la spital înjunghiat. Mai multe persoane au fost rănite în această dimineață în urma impactului dintre un autocar, un microbus și o auto utilitară pe DN79 între localitățile Leș și Nojorid. 11 persoane au fost transportate la spital. Franța a câștigat Cupa Mondială 2018 din Rusia după ce a învins Croația cu 4-2, dar Vladimir Putin, președintele Rusiei, a oferit un moment care vorbește de la sine despre personalitatea și influența sa. La festivitatea de premiere, acesta a fost singurul care a beneficiat de umbrelă, în timp ce toți ceilalți au stat în ploaie pe scenă. Iar doi părinți din Oregon au fost condamnați la câte aproape 7 ani de închisoare după ce s-au rugat timp de mai multe ore pentru vindecarea fetiței lor care respira cu dificultate imediat după naștere, în loc să o ducă la spital. Fetița a decedat în cele din urmă. Toate știrile de ultima oră le găsiți pe mediafax.ro.